Locatarii unui bloc de locuințe sociale din Zalău au mers azi la primărie să își spună oful și nu au plecat până nu au purtat o discuție cu primarul. Oamenii se plâng de condițiile improprii în care locuiesc și susțin că nu au avut parte de înțelegere din partea primăriei. Aceștia se simt discriminați și acuză autoritățile că și-ar dori să îi mute la periferia orașului. 5-5 de familii stăm acolo, într-o cameră, stai câte 7-8 persoane, fără condiții, într-o cameră, ca un fel de celulă. De... Baie nu, pură apa pe mine, muchega iarna căldură, nu nimic al lui. De mai bine de 15 ani, blocul C3 este ca un ghimpe în spinarea autorităților locale. Locatarii susțin că au făcut nenumărate demersuri, dar nu au ajuns la o înțelegere cu autoritățile și sunt neîncrezători că o să se schimbe ceva. Parcă ne vedem tot în stagiul ăsta peste 10 ani și tot în locul nostru o să fie altul și o să ne întrebe tot la fel. Ați făcut demersurile? Noi o să spunem da și dânsul o să spună da, poate la vechea conducere. Cea mai mare temere a oamenilor este că autoritățile vor să îi dea la o parte și că în momentul în care ar începe reabilitarea blocului, vor fi mutați în barăci la periferia orașului, iar odată reabilitat blocul, nu vor mai avea posibilitatea să se întoarcă în locuințe. Domnul Bălăjel a zis că în momentul în când se pune blocul în renovare, singura soluție e la pe strada Spicului. Termenul cât se renovează blocul, dar și din C4 eu mutat de acolo și pe niciunul nu am mutat înapoi. Acolo că le întoarce nu o să mai fie în căminul ăla. Autoritățile spun că oamenii au înțeles greșit toată această situație. Termenul de baracă, ceea ce ziceți dumneavoastră, este exagerat. S-au amenajat niște containere ca în care sunt utilități, apă, curent, este încălzire. În caz de necesitate, se poate locui decent acolo. Potrivit autorităților locale, un proiect pentru reabilitarea blocului există și a fost trimis la Ministerul Dezvoltării spre finanțare încă din noiembrie 2014, dar încă nu a primit niciun răspuns pozitiv. Este un proiect care pe parte socială a fost transmis către minister. Uite, încă suntem în stadiu în care n-am obținut finanțare. Potrivit primarului municipiului Zalău, Ionel Ciunt, această problemă a locuințelor sociale are 3 posibile rezolvări. Vă mutăm temporar, reabilităm blocul, reveniți în apartamentele voastre, reabilităm blocul cu voi în bloc și rămâneți acolo, sau nu reabilităm blocul și rămâneți în condițiile în care sunteți, ceea ce eu nu-mi doresc, că vreau să aveți condiții civilizate. Rămâne ca în urma negocierilor între administrația locală și locatari, aceștia din urmă să decidă ce măsuri se vor lua pentru a se rezolva problema blocului C3. Plecăm de la ideea că vrem să creăm condiții civilizate pentru voi. Gândiți-vă la care variante o vreți, din alea 3 sau dacă aveți alta, veniți cu altă propunere. Blocul C3 este o problemă veche a autorităților locale și o pată neagră pe obrazul orașului.